Salve, dudes, și bine ați venit la un episod de Fala Insulator 22 Mod Showcase pe Barbă Neagră. Fraților, mi-a mai trecut și mie COVID-ul, așa că ne bucurăm puțin tel de farming și uite, ne-a surprins aici Lazy și Sheriff Robert cu nou mod mirobolant. Eu cred că asta este dubița perfectă pentru orice fermier. Eu asta mi-am dorit până acum și uite că oamenii au livrat foarte, foarte rapid și băi, mă bucur tare mult pentru că oamenii până acum făceau mașini de-astea de curse și interesante și miștoace, dar întrebuințarea nu era chiar așa peste măsură, să zic, erau faine de jucat cu ele. Iar acum avem o mașină și faină de jucat cu ea și super, super, mega practică. În primul rând, acest Isuzu îl găsim la categoria de trax, nu la categoria de mașină, intrăm pe altceva. Costă 50.000 de marafeți, are 215 cai putere și 100 de km pe oră viteza maximă, dar o să vedeți că are o accelerație destul de babană. După care avem aici câteva opțiuni și când zic câteva, mă refer că sunt foarte multe. Băi băieți, vă apreciez foarte mult, se vede munca pe care ați depus-o și o să vă arăt și vouă, celor care vă uitați la acest clip, că sunt câteva mici detalii ascunse care într-adevăr fac diferența. Pe lângă modelarea excepțională, avem așa, avem două tipuri de rezervor, modelul ăsta în care rezervorul este rotund și mai avem încă unul cu el dreptunghic. După care avem box logo, box se referă la cargo, este partea asta din spate și avem fără logo și putem să schimbăm noi culorile cum vrea mușculeanul nostru. Apreciez efortul. După care avem cu logo Gangsters Modding Romania. Au oamenii link de Discord, o să vi-l pun în descriere. După care avem așa. În jos avem parasolar, da sau nu? O să aleg da. Am fost șofer pe dubă. Știu că îmi trebuie parasolar, neapărat. După care, attachers, asta e o opțiune pe care când o văd, simt că mi este atribuită mie, pentru că mereu o cer când nu o văd, dar bineînțeles că băieții ăștia o bagă și fiți atenți la chestia asta. Nu e vorba doar că adaugă un trailer hitch, un conector de trailer. În niciun caz, schimbă cu totul partea din spate. Ia uite, a schimbat-o cu totul. Asta e de aia de spui piciorul pe ea ca să poți să urci în interior și dacă pui trailer hitch-ul, pac, ai băgat roll bar de ăsta, care protejează practic marafeții care nu știu să dea în frână. După care main color, ia să vedem aici cât ne schimbă culoarea principală. Bineînțeles, voi știți unde mă voi duce eu, orange gold, ia să vedem, ăsta e o culoare nouă, interesantă, orange gloss-ul parcă arată și mai bine și se pare că nu ne schimbă culoarea decât la cabină, pentru că mai jos avem box color și cadru box. Box color se referă la tot ce vedeți în interior. Așa că dacă voi alege ceva de aici, hai să alegem orange mat, de exemplu, și hai să zicem că marginea asta gri poate nu se potrivește foarte bine, o să mă duc la cadru box și voi alege, nu știu ce să aleg, să aleg pe asta, e totuși prea roșu totul, hai să o alegem pe asta, clar nu se potrivește. Poate tot așa un griulescu, poate așa, cred că așa ar da mult, mult mai bine, deși nu vezi pe niciunde o dubă făcută în culorile astea, ar fi foarte mișto să vezi. Așa, de obicei sunt albe. Și acum putem schimba culorile cum vrea mușculeanul nostru. Avem și la rim color evidentos, o să aleg ceva white metallic, cred că e prea in your face dacă mă întreb pe mine. White gloss, ăsta e white. Poate arată altfel după aia, dar mi se pare că se potrivește de minune. După cum bine vedeți, fraților, este moderată excepțional. Deci, aici, eu, din câte am testat modul ăsta și mă joc de două zile cu el, băi, este peste nivelul celor de la Giants. Nu neapărat la modelat, pentru că și Giants modelează excepțional, ci la construirea per totală. Poligoanele le observ aici, le observ. Dar apreciez că este bine optimizat. Bun, aici avem și bineînțeles license plate-ul, eu l-am pus și de asemenea și license plate-ul, adică matricula, este iluminată de două LED-uri și o să vedeți că astea funcționează, ceea ce din nou este impresionant. O să dea o list ăsteia pentru a o vedea așa cu culoarea ei. Așa, și dacă mă duc la magazin, asta e un pic să vedem. Imediat intrăm și în teste, vreau să vă arăt câte lucruri poate face, deci este asta de aici. Boom! Ia uite cum arată. Avem animație la intrare, deci după cum bine vedeți, atunci când intri sau ieși, avem animație la portieră. Da? Pornim motorul. Așa. Hai să tragem un pic cu scolea în soare ca să-i vedem și noi culoarea pe care am ales-o. Pe care am ales-o. Și așa arată Isuzu. O să vedeți cât de... scuze, COVID-ul. Cât de folositoare este distanța dintre roți. Este
o să vă arăt mai încolo treaba asta. Și anume, având o distanță, o platformă de asta mică colea, da, și neavând roțile un picuț mai în spate, ci sunt mai, sunt aproape la jumătatea, aș putea spune, remorcuței, asta te ajută foarte mult la virajele pe o hartă relativ înghesuită. Deci asta contează maxim. Acum, în interior avem vizibilitatea asta, camera este un picuț mai sus într-adevăr, dar și eu când am fost șofer pe dobă, așa erau toate, pentru că te ajută foarte mult la orientare când ești sus. Cu cât ești de fapt mai sus, cu atât duba este mai ușor de condus, dar nu neapărat în linie dreaptă, ci atunci când trebuie să manevrez, trebuie să bag, să încarc și așa mai departe. Dacă sunt sus, văd mai bine în jurul meu. După care avem oglinzile, care pot fi ajustate cu click stânga, oglinda din stânga. Eu cred că asta ar trebui să fi venit, opțiunea asta, în Farming Simulator 22 ca default. Adică chiar nu înțeleg de ce nu au făcut-o, mi se părea evidentă. După care click dreapta, dacă ținem apăsat, ajustăm oglinda evident din dreapta. Asta pentru mine, deci mai cuceri cu treaba asta. Deci asta trebuie să fie standard, mane. De acum asta trebuie să fie standard, atât de bună e treaba. După care avem aici display-ul și avem mini logo-ul lor acolo. De fapt nu e mini, ce edita mai, doar că e făcut micuțelus. Așa, totul funcționează. Îi dăm aici pe accelerare, da? Avem și semnalizatoare, pac, frumos. Avem aici și avarii și se pare că avem și semnul, triunghiulețul de avarie. Și bineînțeles, aici avem, ei bine, schimbătorul și putem vedea când marșarele se schimbă. Avem drive-ul, pac și așa mai departe. Deci avem animații frumoase și acolo. Și încă un mic detaliu, că de asta vă spuneam, de atenția la detalii. Și anume ceasul. Aici este 11.36, dacă vă uitați sus de tot, este 11.36. Dacă dau timpul pe rapid, ia să vedem, se schimbă și aici de asemenea. Așa că astea sunt niște mici detalii pe care le apreciez maxim, că știu că intră efort în a le coda și îmi plac mult, mult de tot. Acum, hai să luăm la o tură și după aia vă arăt ce mai poate să-mi facă. Ei bine, o să merg pe aici și hai să vă demonstrez un picus care este treaba cu, ei bine, distanța dintre axe, că așa se numește. Este distanța dintre axe. Acum o să o luăm un pic la autură și, cum v-am spus, are accelerația destul de babană, așa că prins foarte rapid viteza maximă, trebuie să fiu foarte cumpătat aici și să nu mă ia valul. Și am găsit aici, suntem în momentul de față pe Erlengrad și am găsit aici o situație. Și anume, dacă hai să zicem că mergi pe drumul ăsta îngust, pe care, după cum bine vedeți, se descurcă excepțional. Și hai să zicem că ajungi la un moment dat în care, bă, trebuie să întorc. Am uitat niște paleți în fermă și trebuie neapărat să mă întorc. Ei bine, ce faci în cazul ăsta? Pentru că nu ai pe unde să întorci. Păi hai să căutăm o zonă de întoarcere. Nu avem, dar uite ce avem. Fii atent la treaba asta. Avem aici o intrare la dita mai viloaia. Dar dacă această dubă ar fi fost mai mare și distanța între axe ar fi fost mai mare, n-aș fi putut da cu spatele. Pe când, fii atent acum cum pot să fac dacă am distanța între axe micuțică. Pot să bag aici Isuzu cu spatele și am întors. Asta face diferența. Faptul că ai distanța între axe cât o mașină, pun pariu că practic e similară cu un jeepan din joc, distanța asta între axe, asta contează foarte mult la manevrabilitatea camionului. Așa, hai să mergem acum. De fapt, știi ce am putea să facem? Ce să mai direct pe direct, am putea să trecem direct în ăsta. Aici mai am o variantă albă, pentru că dubițele de obicei sunt albe, așa că voi merge cu băiatul ăsta și de asemenea o să vă arăt acum luminile, pentru că avem pe peste tot LED-uri de-astea. Ia uite, avem și pe lateral chiar și sus. Era să mor. Sus nu avem girofar, sus avem tot așa lumini de-astea de sunt lumini marcatoare. Marcatoare ca să vezi de la distanță cam ce dimensiune are acel vehicul pe care tu-l vezi, nu știu, prin ceață, noaptea și așa mai departe, pe stradă, da? După care, dacă băgăm avariile, putem vedea că sunt de două feluri, avem avarii jos și avarii sus. Astea probabil de sus sunt cele pentru camionangii, mă gândesc. Dacă ești în tir, nu le-ai vedea pe alea de jos, vezi? Dacă te uiți așa, le vezi doar pe astea. Dar mașina mică le vede și pe alea de jos. Deci e interesant și la fel și pe frontală, avem față și avem bineînțeles și în lateral, ca să se vadă și din laterală. Așa, după care, dacă tot suntem la lumini, hai să vă mai arăt aici, avem și fază lungă și mai avem o chestie foarte miștoacă, fii atent la treaba asta, avem lumină interioară. Dar nu se opresc detaliile aici, eu când văd lumină interioară, gata, eu, deci sunt vândut, me gusta mucho. După care, fii atent la treaba asta, da? Fii atent ce facem cu alea așa. După care, dacă apăs asta N, avem aici, dacă mă jucam eu cu băiatul ăsta,
avem trapa pe spate care se pare că se strânge fix ca la garajele alea, la casele americane, știi? Pe sus. După care, evident, vedem și lumina interioară. De fapt, sunt două lumini interioare. Ia uite-le. Aha, deci avem lumină, fii atent, avem lumină și pe trapă. Și bineînțeles, putem să intrăm și înăuntru, deci nu este niciun fel de stres. Avem lumina asta mare și mai avem și lumina asta pe trapă, care este și mobilă. No, asta este super impresionant. Așa, aici avem un prefabricat ăsta. Cum se numea asta? Nu mai știu cum se numea. Prefabricat, din câte știu, îi zice. În fine, este foarte accurate, este foarte exactă treaba. Pe partea asta aveam și eu la dubă, tot așa. Puneau oamenii ca să nu se zgârie, știi? Și o capitonau așa. Și mi se pare că avem ceva similar, doar că un picuț mai tare și pe jos. Ăsta sunt tot așa pentru antizgâriat. Și la fel și aici, când vii, lași paletul și tot timpul partea asta se uzează cel mai mult. Așa că, văzând bucata asta de fier cu alea așa, duce foarte mult pe realism. După care, în continuare, ce credeți că ne-am oprit aici? Avem trapă de utilaje. Asta, doamnelor și domnilor, este trapă de utilaje. Este o trapă destul de lungă, astfel încât urcarea utilajelor nu este foarte dificilă, după cum bine vedeți, și asta foarte frumos modelată. Așa că, hai să facem și un exemplu. O să iau marafetul ăsta micuțel cu alea așa. Hai bărsare! Vamonos! Are încă pe și tractoare mai mari. Pe ăsta l-am la îndemână, așa că cu ăsta ne vom juca acum. Și putem să-l încadrăm. Eu o să mă încadrez un picuț pe dreapta pentru a putea ieși. Trebuie să-mi las un picuț loc de ieșeală. Ți-a urcat utilajul, barabing, barabung. O să mă duc un picuț pe dreapta. Chiar mai are un pic de loc rămas. Cred că mai putea băga unul. Este un pic. Acum sunt curios dacă mai putem băga unul. Ar încăpea două de-astea. Și eu pot acum să mă strecor pe aici. Ah! Uite că am putut! Ok! That is bueno! Uite, l-avem aici pe marafete. Vamanos! Ăștia aia sunt electricii. Electricii jocului, știi? Așa mă, tata, mă. E și bondoc el, mă. Adică de asta cred că și în cap, că sunt bondoce așa, oleacă. Rigid tracurile astea. Așa mă, tata. Și-l urcăm și pe ăsta, tot așa pe partea asta. Ia uite! Ma! Și întâmplarea face că ne-a mai rămas niște spațiu. Pot să bag aici două furci ușor de telehandler. Bă, ușor, știi cum? Deci ușor de ușor. După care băgăm treaba. Ia stai un pic, că m-am urcat în tractor în loc să mă urc în dubița mea. Da, ieși să ne urcăm în dubiță. Vreau în dubă. Tot în tractor m-am uitat. M-am urcat. God damn it, man. Nu vreau un tractor, lasă-mă în dubă. Bă, da, dacă mă urc de aici, ia stai. Nu? Cred că am descoperit o chestie care nu trebuia descoperită. Să încerc să-l dau pe ăsta mai în spate, olecă. Cam așa, maybe. Să nu mai milia chiar pe el prioritar. Nu merge, mă. Ok, nicio problemă. Atunci o facem așa, fii atent. What? Gata, acum a mers, acum a mers, acum a mers. Bun, ridicăm aici platformița. Închidem. Ia fii atent la treaba asta. Poți să închizi și lumina, adică nu e nicio chestie. Da? O să mă uit în interior. Vedem de aici în spate? Nu vedem din spate. Ok. E normal pentru că nu vine cu totul. Nu este cabina cu totul. Este evidentos. Dar are... Ia uite-le cum s-a lăsat în jos. Astea sunt kingile. Și noi acum mergem cu două tractoare în spate, fraților. Ia uite și tu. Două tractoare în spate. Niciun stresulescu. Nu se mișcă. Totul funcționează cum trebuiește. Și i-am dat bice. Așa pot să-mi livrez tractoarele. Ei bine, în continuare, de exemplu, dacă nu vrei tractoare să livrezi sau utilaje sau mai știu eu ce, aoleu, ce se întâmplă aici? Ei bine, poate vrei să-ți livrezi baloții. Ei bine, hai să trac aici pe dreapta. Ați, mă, dar se simte, se simte. Așa, stai să intrăm în celălalt. Uite, în ăsta. Op, no, așa să aprindem. Hai, brusane. Așa, uite ce am văzut acolo, martorii. Ce frumos a făcut, fii atent. Fii atent, uite-mă că toate întâmplările, vezi, au un rost. Opresc motorul și când opresc, s-a prins toți martorii și pe aia dispar. No, cât de tare, fix ca în real, da? Și după aia dacă a prins lumina, bineînțeles, avem tot bordul care e iluminat. Deci din nou chestia asta mi se pare că ar trebui să fie default. Și asta îmi place, cred, nu cel mai mult, dar este acolo în top 10 lucruri care îmi plac la, la un vehicul bine făcut. Hai să mergem să încărcăm, uite o să iau pe aici, tot așa testăm de asemenea și capabilitatea off-road
a Isuzului. Puțină frânuță. Haț! A! A! M-am prins în el. N-a vrut aici. Ia să vedem dacă mă lasă pe stânga. Mă las pe aici. M-a lăsat. Sunt bine. Da, eu o să-mi iau, practic, o să-mi împânzesc ferma de așa ceva. Deci Isuzurile astea o să fie, practic, cea mai populară mașină din a mea fermă. În continuare, spre exemplu, dacă vrem să luăm baloți, avem aici câteva exemple. Așa, doar ne punem pe lângă. După care avem așa. Putem să-i dăm o deschidere a trapei. Perfect. Și avem operating position. Bum! Și acum cred că trebuie să mă apropii un pic mai mult pentru ceilalți. Exact. Să ne punem în vecinătatea lor. Perfect. După care îi dăm transporting position și, de asemenea, dacă vrem, putem să-i dăm unload bells. Deci putem să mergem așa cu ei. Stai așa. Putem să-i le punem și kingile de asemenea, că avem și kingi, după cum bine se vede. Autele. După care îi punem aici. Aoleu, ce se întâmplă? Stai așa, hai să-i scoatem afară. Hai să scoatem afară până nu-mi strică de tot suspensiile. Și când îi scoți afară, se întâmplă o chestie foarte ciudată, dar totodată practică. Și anume, îi scoate pe bandă și după aia rămân lipiți cum ar veni de curul dubiței. După care tu, asta nu știu dacă a fost gândită de Lazy sau nu, dar dacă vrei să-i bagi undeva specific, hai să zicem că pe propriul lor loc de parcare, bum! Sunt pe loc, propriul lor loc de parcare. După care resetăm toată treaba și mai departe punem trapa, barabing barabong, și am plecat la noastră, ei bine, treabă. Fraților, ăsta este Isuzul. Excelent, absolut excelent. Îmi place foarte, foarte, foarte mult distanța între axe. Asta... Deci o să vedeți dacă jucați cu acest marafete extraordinar, o să vedeți de ce, pentru că manevrabilitatea e la ea acasă. Uite ce frumos le-a pus, vezi? Pac, le pune, ai kingi, ai de toate. Și cu ăsta poți după aia să scari ce vrea mușicureanul tău. Fraților, am pus un link în descriere de unde puteți să vă luați acest Isuzu și noi ne vedem data viitoare. Mai am și eu, cred că doar 2 zile mă mai ține COVID-ul și cam atât. În rest, acum mi-a mai revenit, mă mai doare așa în gât, practic, am avut decât simptome de răceală. În rest, super cerebrar, uneori mai pocesc eu cuvinte, dar asta nu e din cauza COVID-ului. Până la viitoare, v-am salutat. Mai bine, pa, pa!